Ministerul Sănătății a reluat anul acesta campania de vaccinare anti-HPV după eșecul de acum 3 ani, când din cele 110.000 de fetițe ce trebuiau imunizate, doar 2.200 au fost vaccinate. La nivelul județului Olt, 1.500 de mămici par să fie interesate de imunizarea fetelor, imunizarea impunând acordul părinților. Campania de vaccinare împotriva cancerului de col uterin este o inițiativă reluată de către Ministerul Sănătății, urmarea eșecului asumat în campania de vaccinare anti-HPV în anul 2008. Strategia campaniei prevede identificarea persoanelor cuprinse cu vârsta între 11 și 14 ani care doresc să se vaccineze împotriva cancerului de col uterin. În intervalul 1 ianuarie 2017-1 mai 2021, la nivelul județului Olt, au fost catagrafiate 786 de persoane care doresc să se vaccineze, din care putem spune că în perioada anilor 2017-2018 au fost catagrafiate 6 persoane, la nivelul anului 2019 au fost catagrafiate 378 de persoane, la nivelul anului 2020 au fost catagrafiate 373 de persoane, iar la nivelul anului 2021, deci până la 1 mai 2021, au fost catagrafiate 29 de persoane. Medicii de familie au primit deja materialele de informare necesare pentru a-i putea înștiința la rândul lor corespunzător pe părinți, evitându-se astfel problema lipsei de comunicare din precedenta campanie, care a fost un eșec. La nivelul județului Olt, începând cu anul 2017, au fost primite 892 de doze, din care au fost realizate 647. Putem spune că în acest moment, la nivelul stocului Direcției de Sănătate Publică Olt, cât și în stocul cabinetelor de medicină de familie, există 245 de doze. Fiecare medic a primit materiale educative referitoare la vaccinarea împotriva cancerului de col uterin, și necesare pentru a susține conversațiile cu pacienții pe această temă. Vaccinarea anti-HPV previne apariția cancerului de col uterin. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin.